Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu, a vorbit astăzi primarilor convocați în ședință despre intențiile sale cu privire la începerea unor activități de modernizare a mai multor cămine culturale din județ. În acest sens, Adrian Duicu a transmis primarilor că și fondurile necesare vor ajunge la timp pentru fiecare localitate în parte, ca lucrările să înceapă cât mai repede posibil. Un alt capitol foarte important sunt lucrările la căminile culturale. Sunt 23 de cămine culturale care vor fi reabilitate, este un alt program. Și foarte important pentru județ, sunt cămine culturale care știți și dumneavoastră, care unele stau să pice, altele sunt în fază de execuție și a apărut un program nou prin care se asigură finanțarea ca anul acesta cele 23 de cămine vor fi finalizate. Aceste cămine sunt în localitățile următoare: Izverna un cămin, Podeni, Gârla Mare, Devesel, Cujmir, Derevari, Balta, în Burila sunt două cămine culturale, Șimian 1, Jiana 2, Pristol, Bâlvănești, Breznița de Mutru, Cogoșu, Ponoare, două cămine, Florești, Vânjul Mare, Prunișor, Șișești și Uhusnicioara. Acestea sunt cele 23 de cămine culturale care au deja avizare și finanțare. Deci încep deja lucrările la aceste 23 de cămine culturale, care sunt foarte importante. Acolo faci tot felul de activități culturale, pornind de la activitățile școlare, nunți. Și campusurile școlare, nereabilitate din județul Mehedinți, vor fi modernizate cu bani alocați prin intermediul Consiliului Județean. Mai un program nou este programul cu campusurile și cu școlile terminate. O să fie finalizat campusul de la Baia de Aramă, foarte important și foarte mare, de 100 de miliarde de lei, și liceul teoretic domnul Tudor. Mai sunt 6.600.000. Asta e lista care am avut acolo. Da. Deci campusul de la Baia de Aramă și domnul Tudor mi-au finalizat 6 miliarde de lei. Deci școlile din județ au primit banii respectivi. La nivel național au fost depuse 560 de cereri în vederea obținerii de fonduri pentru reabilitarea căminelor culturale, dintre care 488 au fost declarate eligibile de către Comisia de Evaluare, iar finalmente 426 au fost selectate în vederea finanțării pentru modernizare ori pentru dotarea așezămintelor culturale din comune și din micile orașe. În bugetul pentru 2014 au fost prevăzute 92 de milioane de lei, de 6 ori mai mult decât în anul precedent și cu aproape 25 de milioane de lei mai mult decât s-a cheltuit în România în acest scop din 2009 până azi.